Europa ar putea ca de anul viitor să rămână doar cu două vaccinuri împotriva COVID-19. Asta în condițiile în care și așa campania de imunizare merge foarte lent. Colega mea, Anca, corespondent al FNews, știe mai multe despre această situație. Anca, spune-mi și mie, în ce vaccinuri are încredere Uniunea Europeană? Ana Maria, Uniunea Europeană a început negocierile pentru noi contracte cu Pfizer și Moderna. Ministrul francez al industriei spune că Europa ar putea privilegia vaccinurile cu ARN mesager pentru că ele s-au dovedit a funcționa mai bine și a avea mai puține efecte secundare. Dar de ce se întâmplă cu vaccinul de la celelalte companii? N-au început încă discuțiile, dar este foarte probabil ca Uniunea Europeană să renunțe la serurile AstraZeneca și Johnson & Johnson după ce expiră actualele contracte. În schimb, în lunile viitoare, Europa ar putea să primească vaccinuri noi, produse de Sanofi și Novavax, care să completeze arsenalul anticovid.